Noi informații ies la iveală în cazul scandalului din Mangalia, soldat cu o crimă. În timp ce suspectul a fost reținut și propus spre arestare, oamenii legii continuă ancheta. Se pare că în urma conflictului au rezultat mai multe persoane vătămate. Împușcăturile care au răsunat în plină zi în Mangalia au fost trase cu o armă de vânătoare deținută ilegal. Aceasta era modificată pentru a fi purtată mai ușor. Tragedia a survenit în urma unui scandal izbucnit între mai multe persoane. N-am fost acolo. N-am fost. După ce am auzit, vorbea lumea că ai scandal de la unchiul. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat? Nu știu nimic. Da. Am auzit și am și am înțeles că a tras cu arma. O fi abonatura asta, nu știu. Pentru ce și cum, nu știu. De păcat că are trei copii, toate mici. Cel care a murit are trei copii? Are trei copii. Minoși, toate merg la școală. Deci nu era băiat de scandal, nu era cu droguri, era un băiat care vindea treaba lui. Asta n-avea treabă cu nimeni. Asta care a arma, pistol sau acolo, el vindea droguri. Asta el vindea droguri. Deci poliția nu deci știe. El vindea droguri și neamul lui. Și are mai doi veri, trei veri, eu știu, neamul lui vinde cu droguri. Dar oare, acum vorbim aici, de ce nu s-a... Deci nu s-a dus peste el cineva, eu știu, să-i oprească. Să aibă legătură scandalul și ce s-a întâmplat cu drogurile? Nu, nu, nu. Nu știu nimic, doamne, nu știm nimic de el. Deci mortul nu consumă droguri. Nu, domnule. Nu, nu, n-are nicio legătură cu droguri. Ăsta, după cât am înțeles, era drogat. Ăsta care a tras în el. Care a tras, era drogat. Așa am înțeles și eu, așa am auzit. Nu știm acum. Nici nu pot să iau păcatele omului. Așa e. Dar nu e frumos. A rămas copii minori, a rămas copii mici. Mulțumim. Cine să aibă grijă? Tată, mamă, n-are. Totul s-a petrecut în curtea unui imobil de pe strada Farului din Mangalia. Groasnicul incident a fost anunțat printr-un apel la 112. La fața locului s-a deplasat în scurt timp un echipaj de poliție. Bărbații răniți au fost transportați de urgență la spital. În urma unui apel 112 a fost sesizat faptul că două persoane ar fi fost rănite cu o armă de vânătoare. La scurt timp, colegii mei s-au deplasat la fața locului, unde au constatat faptul că cele sesizate se confirmă. A fost găsită și arma de vânătoare cu alice, deținută ilegal. Agresorul este un bărbat în vârstă de 42 de ani, la acest moment reținut de colegii mei în vederea audierii. Este vorba despre doi bărbați, ambii în vârstă de 44 de ani. Unul dintre aceștia a fost împușcat la nivelul membrului inferior, iar celălalt la nivelul abdomenului. Din păcate, cel din urmă a decedat. În continuare, colegii mei efectuează cercetări sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Bărbatul împușcat, care a prezentat leziuni la nivelul abdomenului, a intrat în scurt timp în stop cardiorespirator și a pierdut lupta cu viața. Decesul a fost anunțat de către Serviciul de Ambulanță Județean Constanța. Ancheta demarată de polițiști în zona unde s-au tras focurile de armă s-a lovit de împotrivirea unui bărbat. Acesta a avut un comportament violent, iar oamenii legii au fost nevoiți să folosească o grenadă cu gaze iritante lacrimogene pentru a calma spiritele. Zgomotul pe care l-au auzit cetățenii provine de la o grenadă care împrăștie gaze iritante lacrimogene. Nici o persoană nu a fost rănită. La acel moment, polițiștii efectuau cercetări, însă la un moment dat un bărbat ar fi împiedicat prin manifestarea unui comportament agresiv desfășurarea normală a activităților de cercetare. Persoana în cauză a fost încătușată, au transmis reprezentanții Poliției Constanța. Grenada a fost utilizată de către luptătorii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale aflați la locul incidentului pe tot parcursul de desfășurării investigațiilor efectuate de către polițiști pentru a interveni în cazul izbucnirii unor conflicte. Luptătorii SAS au avut de furcă cu scandalagii și la spital, unde aceștia din urmă au continuat cearta. Circumstanțele în care s-au petrecut faptele sunt deocamdată neclare. Cercetările polițiștilor continuă până la elucidarea tuturor împrejurărilor care au condus la producerea conflictului armat. Informațiile deținute până în prezent arată că scandalul a izbucnit în timpul unei petreceri care dura de câteva zile într-o familie de etnie romă. Mai mulți bărbați s-au luat la ceartă, moment în care unul dintre ei a luat o armă de vânătoare și a tras.